Bun găsit, prieteni! Primele unități din noul model CBR500R pregătit de Honda pentru sezonul 2019 au sosit în țară și vă invit să facem împreună pregătirea de livrare a uneia dintre motocicletele proaspăt sosite. Cel mai așteptat model Honda din sezonul 2019 este CBR-ul 500R, model așteptat de utilizatorii cu permis de conducere categoria A2. Motorul este cel cunoscut, instalat pe toată gama de 500 produsă de Honda. Doi cilindri gemeni, paraleli, care produc 35 de kW perfecți pentru categoria 2, 471 de centimetri cub, toate celelalte performanțe rămânând același. Modificările importante sunt în ceea ce privește poziția pilotului, pentru că rezervorul, șaua și măscuțele laterale sunt mult mai înguste, permițând pilotului o poziție înclinată, cu 8 grade mai înclinată decât cea posibilă pe generația anterioară. Prețul pentru această motocicletă deosebită este de 6.790 de euro, unul dintre cele mai bune la această categorie. Până la povestea viitoare, ca de fiecare dată, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!